Și au dreptate. De ce nu iau o femeie europeană? Pentru că nu i-ar asculta. Nu s-ar supune, nu le-ar sluji niciodată. O femeie de aici e foarte feministă. Ar veni cu feminismul ăsta acolo și i-ar acapara. Că ei sunt foarte moi. Îi vedeți? Ei sunt foarte vulcanici. Dacă îi vedeți așa, wow. De ei pe interior sunt foarte moi. Bărbatul care afișează un etalon, o etichetă de bărbat de la așa, de fapt în interior este un bărbat foarte moale acolo. Arabii nu sunt nu sunt deloc oameni din ăștia care să... Ei sunt de fapt foarte moi. Și în momentul în care ar veni o femeie cu o cultură, cu o cunoaștere mult mai dezvoltată decât a lui, l-ar supune, l-ar culca la pământ. De ce? Pentru că în momentul ăla l-ar depăși pe el ca bărbat. Și în momentul în care femeia te depășește ca bărbat, tu nu mai ai rol. Tu ești eliminat ca bărbat, ești în punct mort, eu așa numesc, și te-ai dus în punct mort și nu mai ai rol. Și atunci tu ce rol ai în viața acelei femei? E declin? E declin. Și atunci, despre asta e vorba și acum aici, la noi. Da. Despre asta vorbește Marius în cartea lui, de fapt. Nu știu, dar n-am simțit, nu m-am simțit superior unei femei și nici inferior. Depinde și de relație. Criteriul de sex n-a avut niciun... Dar noi vorbim de o armonie. Cum ar trebui să fie după legea, cum să spunem, a lui Dumnezeu. Nu după legea noastră modernă. Că noi acum ne-am adaptat, momentelor în care le trăim noi astăzi. Noi ne-am adaptat la momentul în care îl trăim noi astăzi. Azi femeia este mult mai citită, mult mai, mai dusă peste tot, cunoaște foarte multe lucruri. La un moment dat, ați văzut, ea deschide o carte și depășește bărbatul. Bărbatul nici nu știe despre ce se vorbește, pentru că ea și-a luat lecțiile înaintea bărbatului. Și automat sunt declinuri, că bărbatul rămâne undeva cumva în urmă tot timpul. Și îi trebuie să fie o fuziune. De exemplu, chiar dacă e o femeie foarte, să zicem, cu multă școală, facultate, și trebuie bărbatului să-i dea întâietate, cum spune Marius, adică să-l lase să fie așa cum este. Am spus, chiar dacă nu e cel mai bun, cel mai deștept, cel mai frumos, îi spui, tu ești cel mai bun, că ești al meu. Ești al meu. Ești al meu. Și pentru că ești al meu, ești perfect. Că Dumnezeu este perfect. E, atunci accepți bărbatul în viața ta, că spui ești perfect. Deci cel mai frumos, cel mai bun, că așa eu te văd. Eu așa te văd, poate tu nici nu ești așa, dar așa te văd. Acum depinde, că noi ne-am obișnuit să trăim după ureche, eu așa spun. Viața după ureche, adică dacă mie mi-e puțin călduț, comod cu soția, ea îmi face mâncare, eu știu, nu știu, poate ea câștigă mai mult, poate... Nu știu, mă simt bine sub aspectul ei, că depinde ce vrem noi pe interior, că este oglinda noastră. Și dacă este interiorul, este exteriorul, atunci dacă eu mă raportez la partea de sex, de exemplu, intimă, mie îmi place de ea, poate nici nu e perfectă, nici nu trebuie să fie perfectă. Îmi place ea decât așa, de corp, dar poate nu... Dar nu spui asta, pentru că tu îți petreci o viață alături de ea. Și nu spui asta. Și nici invers, nici femeia nu spune bărbatului asta. Pentru că el este oglinda ta și bărbatul este oglinda ta. Și atunci, și trăiesc așa, călduț, spun eu, căldicel. Căldicel. Nu e deloc bine să fii în starea de căldicel. Căldicel, adică nici așa, nici așa. Adică m-am obișnuit, am copii, așa spune toată lumea că trebuie să fie nucleul ăsta de familie. Dar de fapt noi doi, dacă ne pui la o masă, nu putem să mâncăm un pepene împreună, că ne certăm. Ați înțeles? Despre asta e vorba. Deci sunt și cazuri foarte fericite, dar sunt mai rare, așa nu cred eu că... De obicei bărbatul este cum îl vede femeia. Așa este. Dacă femeia îl vede rău, așa este. Așa este, nu? Așa este. Și ea îl vede în funcție de nivelul pe care îl are de orgoliu. Sau, de exemplu, sunt cazuri în care sunt căsătoriți, ei mai au pe cineva, acasă se duc, le respectă, sunt soție lor, nu le-ar lăsa pentru nimic în lume, pentru că așa spune religia, cutumele și așa trebuie, că așa spune mama, tata, și l-ar critica copiii și l-ar condamna. El în suflet nu simte, sau femeia, nu simte deloc așa, deci sunt total în declin, dar are pe cineva în altă parte care îl împlinește. Femeia aia care vorbeam unde se duce el când acasă nu găsește terenul prielnic. Și atunci se îmbină și sunt bune toate, că el mai scapă și pe acolo pe unde îi place lui, că atunci se împlinește sub o altă formă. Și când familia se împlinește sub o altă formă, pe când la arab nimeni nu se duce în afara familiei, poate nu se știe, acolo nimeni.
acolo se pedepsește lucrurile astea foarte grave. Sau dacă se întâmplă, femeia nu spune nimic. Că înseamnă că în ea a existat ceva care l-a trimis pe el dincolo. Corect. Nu poate să spună nimic. Și asta e și la țigani. Etniile rome, să vedeți, bărbații se duc. Le mai și dă și una. Am văzut asta la televizor. Ce, dar ce e bărbatul meu? Am copii cu el și ce dacă s-a dus în altă parte? Vedeți, și ele gândesc așa. Dar și ce e bărbatul meu? Și ce dacă eu am făcut, îl mai merg și eu să-mi dacă și eu să-mi rea de gură sau... Am avut un caz așa. Asta am pățit-o eu într-o stație de metro. Eram cu nevastă mea. Cred că ți-am explicat, mă rog, toată cartea. Și n-am citit-o până acasă. Auzi? Și mai la distanță de noi era un tip cu o tipă, la vreo 40 de ani așa, eu fiind mai tânăr pe lume. Și ăla-i tot dădea pumnii, palme, o mai înjura. Și instantaneu m-am trezit că m-am dus lângă ei să-i despart, să nu mai dea ăla, că parcă mi-era milă de ea. Femeie, da, corect. Și când m-am băgat între ei să-i despart asta, ăla mi-a dat una. M-a bușit în gât, așa, mi-a tras un pumn șters în gât. De nu mi-a venit să cred. Și l-am împins și eu, mai agresiv așa. Ce zici, măi, că a sărit femeia și cu sacoșa. Și dă mine, nene. Era bărbatul ei, ați înțeles? Și mi-am luat bătăiță fără să mai... De la femeie, ați văzut? Măi, caz mai frumos decât... Care a fost chestia? Că m-a lovit așa de tare și m-a durut atât de tare, că am fost tentat să dau și eu. Ce zici, măi? Ca să rine nevastă mea, m-am conjurat cu brațele strâns, m-a prins așa, de nu mai mă puteam mișca și ăla mi-a administrat palme și pumni. Așa trebuia, pentru că ați intervenit în intervenția lui Dumnezeu, pentru că pe ea trebuia să-i dea câteva, pentru că probabil a spus ceva care pe Dumnezeu din el l-a deranjat, adică pe țiganul acela, că așa se numește rom sau cum se chema, și ați intervenit în lucrarea divină, în programul divin. Și v-ați luat de la el și v-ați luat și soția v-a ținut să vă mai dea. Și pe urmă discuții cu nevastă-mă. Băi, dar ce-i serii, mă, de m-a imobilizat complet? Și m-a expus total. Noroc că ăla nu prea dădea palme și pumne așa tare și mai mult m-a șters, știi, că mă mai jiberea. De-aia eram imobilizat. Și nevastă mea disperată. Știi că de tare mă strângea, zicea că vrea să mă... Vrea să, păi să mă protejeze, dar fața mea era neprotejată. Nu, să-l protejeze pe celălalt. Asta a vrut. Că a fost intervenția divină. Pentru că n-aveați voie. Acolo era un conflict și trebuia să se întâmple. Era un program. Și ați intrat în programul ăla. Ați văzut de ce nu-i bine să intri în programul ăla? Da, păi nici n-am mai intervenit. A intervenit parții la una. Chiar mi-am zis tot, mă, bă, eu chiar am meritat chestia asta. Ce treabă am avut eu? Și acum cu marea resetare, lasă Dumnezeu să facă ceea ce trebuie să facă, pentru că Dumnezeu i-a dat ca să-i scadă rugolile. Au nevoie de așa ceva. Ce interdit? Exact. Lasă-și facă vaccinul, treaba lor. Am spus și vaccin, asta. Mie poate să mă vaccineze cineva, pe mine n-are cum. Cel mult corpul. Îmi face vaccinul, le pun tot curul la dispoziție să mi-l facă poligon cu vaccin. Să îmi bage la vaccinuri în mine. Poligon va fi. Să-i facă rele, oricum nu mă vaccinează nimeni, n-are cum. Când eu nefiind corpul, eu de fapt simt că nu sunt corp. Simt chestia asta, că nu sunt trup. Dacă sunteți atașat de materie, o pățiți. Dacă nu sunteți atașat, nu e nimic. Nu sunteți afectat. Atâta timp cât avem ancorări în viața riscăm. Asta, adică vrem să adunăm un bani, să punem acolo... Deci gândiți-vă la pierderea orice acelora, lucru mic ne poate să dăuna. Nu se întâmplă lucrul ăsta. Da, stai da. Pentru că de asta a și venit, pentru desprindere. Și chiar și omul care nu înțelege nimic, înțelege. Știi de ce? Pentru că stai de vorbă cu oameni care nu înțeleg ce se întâmplă. Deci, mă, dar parcă se întâmplă ceva. Adică și ei simte că se întâmplă. Ce nu știu să-ți explic, dar se întâmplă ceva în lumea asta. Dacă, spre exemplu, aveți acest atașament, este lucrul cel mai periculos în lume, este atașarea de materie. Da. Pentru că nu mai pui pe Dumnezeu, adică el îl respingi, el nu mai este cu tine și atunci te lasă să suferi. Spre exemplu, dacă ne prinde cu acest atașament, ăștia, spre exemplu, au mai făcut chestia asta, aruncă un praf la metro, pentru că sunt vânturile acelea, ca să infecteze oameni cât mai mulți.
și nimerești chiar în locul acela, pentru că ai atașament și trebuie să fii desprins. Da. Îți dă niște boli din astea care le ții 20 de ani, dar viața ta va fi un chin. Da, dar se poate să ai asta să-ți vină și sub forma că trebuie să o duci așa pe picioare până te... Sigur, ca să înveți, așa, să pentru numai... că programul era acolo, ai avut din spate, da, chiar dacă acum ai fi tu perfect. Și dacă vezi, înțelegi niște... că de fapt Dumnezeu pe primul plan și te desprinzi, atunci dispare boala, că nu mai ai nevoie exact, de ea. Exact. Și toată frica s-a pus o combas cu o întrebare. Și ce dacă? Și mergi din și ce dacă ăsta... Păi se întâmplă asta. Și ce dacă se întâmplă nici asta? Nici nu-ți mai pui nicio întrebare. Asta cu întrebare. Păi nu, dar să ajungi la un răspuns la un moment dat că dispare orice frică. Omul care înțelege că în toate e Dumnezeu, da, nu-și mai pune nicio întrebare. Asta se da, nu mai dispare întrebările. Despre ce vorba? Mi s-a întâmplat asta și a trebuit să se întâmple. N-are cu cine să lupte. Așa trebuie să fix să mi se întâmplă. Am făcut eu ceva. Noi, de fapt, luptăm cu ego-ul nostru, nu? Facem mereu. De fapt, zici, mi-a făcut fratele sau mama sau tata ceva. Nu, ți-ai făcut singur, că de fapt nu s-a făcut nici fratele, nici nimeni nu s-a făcut nimic. Ai proiectat ceva undeva, poate nu acum, altă dată, dar tu trebuie să ți-l arzi acum, acel moment, acea... Și nu scapă nimeni. Da, așa cu femeile am. Deci, scrie și în Biblie. Știți care e chestia? Că în Biblie scrie tot ce a spus și Marius în carte. Dar... nimeni nu vrea să fie atent, să vadă, mă, dar de ce e acum tot ce se întâmplă? Și omul înainte, încă ceva, ce noi trebuie să spunem aici, era în simplitate, era într-un simplu desăvârșit. Avea acolo două cămeși de in în casă, un pantalon, da. Femeia o avea, bunica mea avea un șorț de ăla, de-l punea așa când făcea mâncare, își lua broboata și îl punea odată așa și odată așa, se mergea și uvea și făcea ce făcea. Se spăla cu apă rece pe față dimineața, gheață, știți cum pus să pun de la, cum era odată și dădea pe față. Avea o față curată, nu tu bolnavă, nu tu... Își submetica așa mâinile la ce avea, o cămașă din aia, știți că avea cămașă și se lega cu șorțul peste, așa era, de aia până în pământ. Și submetica mâinile și acum făcea pâine, frământa, punea oala, ăla, cea unul pe foc, făcea mâncare și nu era mai frumos așa. Acum nu, acum avem toate, apăsăm pe butoane. Ce ciudat este că cel mai fericit om este cel care este desprins. Eu nu înțeleg de ce oamenii vor mai mult, pentru că mai mult înseamnă mai mult ego, deci mai mult în necaz. Îți pui. Și să aduci singur neplăceri, durere, suferință. Nu poți să te duci în sus. Nu să te păstrezi în puțin. Nu poți să te duci în sus unde spui tu că e liberarea aia totală. Dumnezeu e jos. Că restul sunt planuri, așa cum ai spus tu că e vis, pentru că e creat de noi tot planul ăla până la fluviu de gânduri. Eu știu ce ai spus tu azi, te-am lăsat ca să spun la final. Și Marius a spus asta, până la fluviu de gânduri, e tot făcut de noi, creația noastră. Tot ce vezi în jur, că de-aia te duci acolo și vezi aceeași chestie, dar sunt regretele, nemulțumirile, trebuie să le trăiești. Și tu ai spus la un moment dat că desăvârșirea e când te întâlnești cu tatăl, acolo te faci una, te... Nu, așa desăvârșirea este, așa nu este, este când te întâlnești cu tatăl. Iluminarea, vorba despre iluminare. Așa, iluminarea este când Dumnezeul din formă se eliberează de formă. Pe asta este. Asta este. Și... dar până la fluviul ăla de gânduri, Mario a explicat, noi suntem creatorii, noi creăm toate planurile astea. Și ce creăm? Creăm ce suntem și aici, că de-aia spune Sfinții Părinți. Și Mario spune în postări, pune mereu pe postări, dacă intrați acolo, Sfinții Părinți spune, ce ești astăzi aici, e sus, mâine, dincolo. Adică ce faci azi în planul ăsta? Ieși dincolo, să nu crezi că ai scăpat. Că dacă tu aici ai pus numai... nu? Da. Așa este. Dar ce zici de pasajul acela în Geneza, în care spune să facem om după chipul și asemănarea noastră? Eu nu n-am înțeles pasajul. Da, da. Uite, și păi cine a făcut? Marius, da, Marius știe că Marius a venit cu toate și acum poate să mai povestească încă o dată, l-a mai povestit, dar poți să povestești, Marius, ca să înțeleagă și domnul și Florin. Păi cu asemănarea noastră. Cu Dumnezeu. Adică să facem om după chipul și asemănarea noastră. Deci erau mai mulți care făceau omul. Nu. Deci cum era Dumnezeu? Era umil, simplu, smerit. L-am văzut pe Dumnezeu. Se face praf. Ai văzut o imagine despre Dumnezeu. Cu care te identifici. Nu, dar el când a venit în viață, deci nu venise în viață. El scrie în cartea lui cum a venit în viață. El nu venise în corp.
Deci n-a avut corp, n-avea cum să vadă ceva ce încă nu a venit în planul de materie. El a venit cu mesajul că l-a trimis Dumnezeu Tatăl, l-a ieșit de aici, din Tatăl. Și l-a trimis și Dumnezeu care l-a trimis i-a arătat cum a făcut, cum s-a făcut pe el însăși, Dumnezeu. Și Dumnezeu prima dată a fost ca un făt, Maru spune în carte, cum stă fătul în burta mamei. Apoi din el a scos și a creat totul, Maru spune cum a creat. Și are și chip, e ca un soare, deci are și fică, de aia spune după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deci tu ești după chipul lui și după asemănarea lui Dumnezeu și Dumnezeu. Și este numai iubire, el e numai iubire. Că soarele ăla de iubire care a văzut Marius, da. Este Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl, care văd eu, când văd punctele alea, că zicea, ala este baia lui Dumnezeu, oceanul infinit de iubire al lui Dumnezeu care îl văd. Și asta Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea, și asta spune și Iisus când a venit, că suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Asemănarea ce înseamnă? Caracteristicile lui Dumnezeu. Dar noi nu punem în comportament caracteristica lui Dumnezeu, însușirile divine. Însușirile divine, da. Noi ce facem? Punem însușiri materiale. Să luptăm, să câștigăm, în... să știu ce și să opunem. Și atunci noi nu suntem că a arătat cum Dumnezeu a suflat și a făcut fiecare, a arătat. A arătat, i-a arătat. Până nu sufla, nu punea viața. El s-a văzut și cum a coborât în aici, a stat în butica deci, mamei, s-a tot format este organele, pătrus de el. Și masa și piatra. El a venit cu un mesaj mai profund decât ăsta, eu zic că eu și ce mai impresionat are mult era că globulețele de acolo cântau un fel de cântec care se reducea la cuvântul iubire. Adică cânteau iubire. Și mă gândeam eu, mai da, ei cântă la infinit. Deci asta înseamnă că și noi ar trebui la infinit să fim numai iubire. Dacă el de acolo numai asta cântă. Pentru că își dau seama că fără razele respectivele nu există. Deci, nu e și au recunoștință, dar recunoștință infinită. Dom'le, nici nu ne gândim. Când au venit globulețele alea, le-am spus pe mine atunci, ei cânta numai slavă lui Dumnezeu. Da. Ca o mulțumire lui Dumnezeu, cânta într-una. Deci noi ce ar trebui să facem? Decât să-i mulțumim. Și eu dimineața ce fac? Și asta spun pentru toată lumea care o să vadă asta pe YouTube. Spun așa, că înainte să mă dau cu picioarele de aici jos din pas, să le pun jos, spun slavă lui Dumnezeu, slavă să fie. Slăvi să fie Dumnezeu, zic. Nu slavă, slăvi să fie Dumnezeu și slavă lui Dumnezeu. Adică mulțumesc lui Dumnezeu și zic pentru tot ce îmi dai și îmi vei da. Și mi-ai dat, că îmi dai, mi-ai dat și îmi vei da. Pentru asta mulțumesc lui Dumnezeu. Și după aia încep ziua. Asta e singura mea. De ce? Rugăciune. Da. Mulțumire. Da, pentru că am mulțumire, pentru că azi, ziua de azi am început-o, uite cum sunt azi, ce frumos a fost, adică am început-o tot într-un Dumnezeu, într-un divin, nu? Și că am văzut lumina zilei. Lui datorăm totul. Asta este important de înțeles. Și m-a mai impresionat atunci când erau organele și se formau și apărau flash-ul acela de extaz. Mi-am zis că noi suntem făcuți din extaz. Așa este. Deci fiecare organ al nostru este de fapt făcut din iubire. Din fericire, de fapt e din bucurie. Mereu îmi spune toată lumea, bucurați-vă. De ce? Pentru că este iubire. Când te cuprinde așa, te duci la ceva, le-ai în brațe, simți bucurie, iubire. Când faci ceva, dai la cineva, nu că primești, eu nu mă bucur niciodată când primesc cu lumea. Când dau, sunt atât de bucuroasă că am dat lucrul ăla și de fericită, zici că nu știu ce ai făcut eu, ce n-am făcut nimic. Dar e bucurie, știi? Când râd, din toată inima, bucură-te. Când mănânci, bucură-te că mănânci mâncare. Când bei apă, bucură-te. Eu zic mereu, în starea lui Dumnezeu de a fi. Asta e starea prezentă, pentru că nu poți să ai, zic mereu, nu poți să ai viitor dacă n-ai prezent. Iubirea este starea lui de a fi. Exact. Asta este starea lui de a fi. Și dacă poți să stai în starea lui de a fi în iubire și să fii prezent, adică tot ce facem noi în fiecare zi să fim acolo, de ce îmi dictează cuvânt cu cuvânt? Că e prezent în mine mereu. Numai că este foarte dificil să acceptăm iubirea asta, că înseamnă sacrificiu de sine pentru ceilalți. Adică să te lași pe tine mereu pentru binele celuilalt. Asta nu ne place. Deci nouă nu ne place iubirea. Da. Și neplăcându-ne iubirea, noi le respingem pe Dumnezeu. Degeaba merge noi la biserică, că asta e fățărnicie. Dacă noi în tine, comportament nu ne comportăm așa. Acasă s-a schimbat imediat. Tine, dacă te lași pe tine întotdeauna. Deci te lași pe tine mereu. Adică Cât poți tu? Să faci totul ca celălalt să fie bine. Eu știu, mai ești. Atunci noi suntem toți aceeași ființă, da. Cât poți tu? Că uite, sunt situații de viață în care cât te lași, mai calci strâncă, recunosc că se întâmplă. Dar cât poți tu să te lași de mult și vezi că nu se întâmplă nimic dacă te lași, adică e super ok, lasă-te cât poți tu, că atunci te lași și crezi în Dumnezeu. Adică când ego-ul se retrage, atunci înaintează el. Deci tu ești divinul numai în măsura în care
te lași pe tine, te predai pe tine. Altfel nu. Dacă chiar omul... dacă primești o agresiune, să nu ridici armele și să te... Păi atunci te împingi bine și nu se oprește agresiunea. Atâta timp cât ai numai iubire, iubire însemnând lăsare de sine, că zice Domnul Iisus, nu va intra în împărăția mea decât cel care se lasă pe sine în mod desăvârșit. Se leapădă de sine. Altfel nu e cum. Cum zice Domnul Iisus? Leapădă-te de tine, ia crucea mea și urmează-mă. Și cine mi urmează mie... Iar crucea este ceea ce ne considerăm neplăcut, dar ceea ce neplăcut te înalță. Da. Și e liberare, e mântuire. Om fuge de cruce, deci fuge de mântuire. Mă uitam la televizor. Fuge de Dumnezeu. Sunt mulți care au înțeles, dar sunt și preoți sfinți, părinți, cum zicem noi, care spun, dar mă așteptam să fie asta, dar mă așteptam. Deci chiar dacă am îmbrăcat haina aia, încă vorbește de credință, predică oamenii. Dar nu pune în comportament. Dar nu pune în comportament, spune, mă așteptam. Chiar zile trecute am văzut, dar nu dau nume, un preot la televizor și ce, mă așteptam să fie așa și aștept de la enuriaș să fie așa. Adică, unde-i credința că l-ai lăsat pe Dumnezeu la spate de tot? Adică, nu mai e că e decât așteptare la tine, totul e așteptare. E, când ai așteptările astea, ce aștepți de la Dumnezeu? Aștepți ceva? Nu trebuie să aștepți. Asta înseamnă să te lași. Să nu aștepți nimic, să nu intervii, să lași ziua să fie cum este. Și atunci ai toată siguranța că lucrurile se vor termina bine. Bine, da. Dacă intervii, este un eu acolo care generează un adversar și o poziție din față și vei fi îngenunchiat. Când vezi o ființă așa... Ne alegem calea cea mai proastă. Când vezi o ființă că e distrată, naivă, proastă, cum spune, aia e cea mai evoluată. Cea mai evoluată. De ce? Pierzătorul. Pentru că necunoaștere e cunoaștere. Adevărat, să n-ai scop. Să n-ai niciodată da. Scop. Și nici așteptai. Să n-ai idealuri. Adică să te lași pe tine, bă, acum cât să nu vrei să câștigi, să vrei să pierzi. Pierderea face golul acela și vine divinul. Dar în câștig omul se îndreptățește pe sine și își întărește mândria, orgolul și trufia. Da. Și s-a terminat atunci. Imediat el devine cenușiu, forțele cerului îl văd și pe el vin. Și apar necazul în viața lui și el se întreabă. Și pericole. Vai, Doamne, ce mi-ai dat chestia asta? Pe cine te-a pus? Ce ai creat-o, nu? Da, chiar dacă cel din fața ta, din punctul tău de vedere și poate că în situația respectivă greșește față de tine, tu nu trebuie să reacționezi, să judeci. Am citit acum în cartea ta, a spus un lucru foarte important pe care ar trebui noi să-l aplicăm. În sensul că dacă tu pe unul judeci, indiferent că e bețiv, că e prost, că e, mă rog, violent, nu ai timp să-l iubești dacă tu-l judeci. N-ai cum. Mi-a plăcut foarte mult ce a spus domnul Cici odată. La o ieșire din asta, simțea că nu poate să urce. Și s-a văzut într-o oglindă și zice, nu că, zice, mă simțeam foarte urât. Și a simțit o voce interioară care i-a spus, Cici, tu ești bun, tu ai un destin în altceva de genul ăsta, dar lasă asprimea pe pământ. Asprimea lasă pe pământ. Ce frumos, da, zis, foarte da, frumos. Și ce v-am mai spus? Ce v-am mai spus? Hai, amintește-ți. Sunt importante. Cici? Da, Cici. El mi-a spus chestia asta cu atenția. Deci, și ție ți-a zis-o? Da, absolut. Deci, dar pentru mine s-a potrivit foarte bine. Eu am fost cu un prieten, Bogdan, și cu soția lui la Cici. Mi s-a părut foarte aspru. Ți le zicea așa, de parcă chiar vroia să... Și eu mă simțeam complexat. I-am pus și eu câteva întrebări. Știu că i-am zis, vreau să-L cunosc eu pe Dumnezeu, că am vorbit cu mai mulți și n-am acces acolo. Atenție! Da, atenție, atenție! Adică cum atenție? Atenția este esențială. Da, eu am înțeles asta că să fii prezent, să fii prezent. Da, la mine n-a specificat de... Și zic, păi bine, dar unde să fiu atent? Că dacă sunt atent în dreapta, nu mai pot să fiu atent în stânga. Și tot așa. Deci ceream un obiectiv al atenției. Unde să-mi focalizez atenția? Mi-a zis, tu ori ești prost, ori ai înțeles și nu vrei să recunoști. Și se uită mai atent la mine și zice, de fapt tu ai înțeles, dar urmează să-ți dai seama.
Cum? Da, înțelegi, dar nu pricepi. Am plecat de acolo nesatisfăcut, adică oricum n-am înțeles. Dar ți-a rămas? Mai târziu, am înțeles din diverse cărți pe care le-am citit. Să fii prezent. Când l-am citit pe Krishnamurti. Krishnamurti, tocmai asta. Fii conștient tot timpul. Dacă mănânci, păi, fii mâncarea aia, mănâncă. Nimic altceva. Nu te mai gândi ce faci mâine sau că urmează să te duci la piață. Sau să ne uităm la televizor. Fii prezent în tot ceea ce faci. De fapt, asta era atenția. Pentru mine este altceva. Este retragerea atenției de pe lume. Da. Asta e prezența lui Dumnezeu. Da. Că păi, sunt două prezențe, prezența în lume și prezența divină. Prezența în lume este să te concentrezi pe ceea ce faci ceea ce acolo și te absorbe lumea, dar când îi lași să fie cum vorbi, atunci este adevărata prezență. A fi atent înseamnă a fi conștient și prezent. A fi conștient și prezent înseamnă a fi în afara minții. Important este să nu fii atent la lume. Să nu fii atent. Adică atunci când faci ceva, mintea să tacă. Nu e bun cuvântul, atenție, e contemplare. Stai, ești în observație, adică stai și te uiți la un spectacol. Nu vrei nimic ce să uităm ieri ce acum la spectacolul ăsta și este în observație. Este în observație. Iisus a spus, ești pe interior. Roagă-te și veghează neîncetat. Asta e rețeta. A veghea, de fapt, ce înseamnă? A fi atent, a fi prezent, a fi conștient. De propriile